data de 17 mai 2018 în Mănăstirea Cașii în județul Bacău a fost o zi cu dublă semnificație. O dată din punct de vedere religios de înălțarea Domnului, iar în al doilea rând ziua în care ne omagiem eroii neamului căzuți la datorie pe câmpurile de luptă din cele două războaie mondiale. Așa cum se obișnuiește în fiecare an, la această dată, primăria din comuna Mănăstirea Cașe, în colaborare cu școala, grădinița și biserica, au organizat un remarcabil eveniment de pomenire a eroilor căzuți la datorie pe aceste meleaguri. Printre invitați s-a aflat și un mănăstirean de frunte, un fiu al comunei, ofițer în rezervă, domnul Gicu Moraru, care a și avut un discurs de mulțumire la finalul evenimentului. Acesta a și lansat o propunere către primarul comunei pentru deschiderea unei subfiliale a Asociației Culturi Eroilor Regina Maria, filiala județului Bacău. Așadar, evenimentul a pornit de la școala gimnazială numărul 1 din Mănăstirea Cașii până la cimitirul eroilor, unde s-au depus coroane de flori. Au început cei mici de la grădiniță, după care au venit și cei de la școală. Am mai depus o coroană și din partea Asociației Culturi Eroilor Regina Maria, filiala Bacău, și ofițerul în rezervă Gicu Moraru. Și ziua a continuat cu slujba de pomenire a celor căzuți pe aceste meleaguri în primul și al doilea război mondial, urmat de discursurile de mulțumire din partea primarului comunei, a preotesei Gabriel, despre care pot spune că a fost unul decent și normal totodată pentru un asemenea eveniment. Ceea ce m-a impresionat pe mine personal, bineînțeles, și probabil că și pe alții, a fost cel al ofițerului în rezervă, domnul Gicu Moraru. Bineînțeles, și cel al preotului Miloiu nu a fost de neglijat, chiar remarcabil. Iar în ceea ce privește prezența la eveniment, am fost plăcut surprins să văd atâta mulțime. Așa că felicitări organizatorilor, pentru că încearcă să le amintească celor mai tineri că avem o istorie cu adevărat remarcabilă și mai ales o istorie a zonei Mănăstirea Cașin din județul Bacău. Acum și pururea și-n vecii vecilor. Amin. Aleluia, 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 aleluia. Cela ce prin adâncul înțelepciunei și cu iubirea de oameni toate le chivenisești și ceea ce este de folos tuturor le dăruiești. Unule ziditorule, fă odihnă, Doamne, și sufletelor adormiților ropilor tăi, că spre tine nădejdea și-a pus, spre Creatorul și Ziditorul și Dumnezeu nostru. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! S-au pomenit și adormiți robii lui Dumnezeu care acum se pomenesc. Și adormiți în războiul de independență 1877-1879. Arbănașul Ștefan, Căruț Nicolae, Cojocaru Simeon, Urzică Ioan,
a Elenei Petre, a Mântulescu Ioan, Arbănașul Nicolae, Arbănașul Gheorghe. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Dumnezeul Duhului și-a tot trupul care-i călcat moartea și pe diavole surpașe din viațele mitale, însuși, Doamne, odihnește și sufletele adormiților robilor Tăi, a eroilor neamului și satului nostru, căzut pe toate câmpurile de luptă, în locul minunat, unul de verdeață, unul de odihnă, de unde a fost toată durerea, întristarea și suspinarea. Și orice greșeală au săvârșit ei cu cuvântul, cu locul sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și viitor de oameni, iartă pe ei, Dumnezeu și iertă. Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai Tu singur ești fără de păcat, dreptatea Ta este dreptate în veac și cuvântul Tău este adevărul. Că Tu ești învierea și viața și odihna sufletelor adormiților robilor Tăi, a eroilor neamului nostru, Hristoase Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm. Împreună și celui fără de început al Tău Părinte și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amină cu Sfinții odihnește, Hristoase, sufletele adormiților robilor Tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ce viață fără de sfârșit. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Stăpâne mult îndurate, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care da Sfinților Tăi ucenici apostoli cheile împărăției cerurilor, iar după sfântă învierea Ta cea de a treia zi, cu harul Tău le dorim puterea de a lega și dezlega păcatele oamenilor, ca să fie legate și în cer câte de dâns și pe pământ s-au legat, și tot așa să fie dezlegate și în cer câte de dâns și pe pământ s-au dezlegat. Cel ce prin nespusă Ta iubire de oameni învrednici și pe noi, smeriți și nevrednici slujitorii Tăi, să fii moștenitorul acelui aș prea sfânt. Fericită adormire veșnică, odihnă de Doamne, sufletelor adormiților robilor Tăi, eroilor noștri, sufletelor veșnică pomenire. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Sfântelor, Doamne, veșnică pomenire! Veșnică pomenire! Veșnică pomenire! Veșnică lor pomenire! Neam în neam din de-a... Slavă de nemuritori, pe pământ noi toți școlarii la mormânt le aducem flori. Și ne închinăm, Tău, Doamne, ca la noastră rugăciuni, pentru cei fără morminte să se facă în cer cu noi. Sus, ridică fruntea vrednice popor, cât vorbim o limbă și purtăm un nume, toți avem o țintă și un singur dor, mândru să se înalțe peste toate în lume steagul tricolor. Cu armele în mâini, ura, fie zic cu
bun drum, bun tot baba de drum, bun prea român. Ura, cu sacul legat în spate, cu armele în mâini. Ura, steagul să lucească, steagul pentru el trăim. Țara să florească, țara pentru ea mur într-un bun. Drum bun, drum bun, tot baba de drum, bun prea român. Ura, cu sacul legat în spate, cu armele în mâini. Ura, fie zi cu soare, fie sau cerul noros, fie plăni soare, fie, noi mergem voios, drum bun, noi mergem voios, drum bun. Simt mereu în preajmă răsuflarea a lui Burebista, îngrijirea grea și aud oriunde frazele române, limpezi maestoase, ziceri de eroi. Fiind voievozi din ceas de seară, din pagini vechi de carte și sub privirea lor cea clară, lăsăm prezentul la o parte. Mai înainte, Mihai Vodă, cel de nimeni biruit, a luptat și într-o țară pe toți frații ne-a unit. Cuza ne-a făcut unirea, a dat neamului prezența, dorobanții ne-au dat vieții pentru veci independența. Alexandru Ioan Cuza, domnitor, și Mihai Cogălnicianu, prim-ministru, au făurit un stat înfloritor, au pus pe temei de piatră România, au pregătit-o pentru viitor. Tare. Și iată marea împlinire a visului dintotdeauna. La 1 decembrie, chemarea, noi vrem să ne unim cu țara! Măi române, cât trăiești, pământul să ți-l cinstești, că s-au risipit sub glie toți străbunii în vecie. C-au luptat prin foc și pară să avem noi frumoasa țară. Măi române, măi române, ce-ai fost ieri să fii și mâine. N-au murit la plevna în zadar, străbunii din legende și povești ne-au recunoscut prea clar cuvintele, sunt ești. N-au murit în zadar părinții părinților noștri la Mărășești. O dovedesc prea clar vorba pe care o zic azi, sunt ești. În tatra n-au murit în zadar părinții noștri cei tine cerești, iată-ne rostind cu mândrie și clar, sunt ești. Treceți batalioane române, cărbați la arme cu frunze și flori. Să păstrăm ce ne-a lăsat. Hai copii să ne dăm mâna, să jucăm cu toți copiii, să întindem ora unirii pe pământul României. Yeah.
Vino frate Ardelean, vino frate Moldoven, să întindem hora mare ca în fiecare an. Faceți roata cât mai mare, mâna strânsă, pasul foc, să jucăm hora unirii cu tot neamul la un loc. Hai, Arista, suntem în România. Hai, suntem în România mare, aceeași lungă sufletul l-a vorbit. Ne luminează același soare și din același lungă prietenii. Suntem aici de mult strămoș, de la Tâmpea, cu bunurile și marea, purtând carpați cu palmii din tribun, să prăjmuim cu același nip și peste an să fim la fel de buni. Elisa, nu te văd. Elisa! Păi dă-i pe creasta muntelui, pintea și haiducii lui, ține în mână un pumnal. Țara mea-i un colț de rai, un buchet de flori de mai, și Ardealul și Banatul, Dobrogea și Dolegatul, Basarabia-i umplită cu românii, înfrățită un buchet de flori de mai. Este stăpânul mulților, pentru noi încă trăiești. Țara mea-i un colț de rai, un buchet de flori de mai, și Ardealul și Banatul, Dobrogea și Dolegatul, Basarabia iubită cu românii, înfrățită un buchet de flori de mai. Și Dolegatul, Basarabia iubită cu românii, înfrățită un buchet de flori de mari. Portopica în picior, căciună dacilor, limba pe care o vorbim, de la Dacia o moștenim, limba scumpă n-o s-o dor. Țara mea e un colț de rai, un buchet de flori de mari, și Banatul, Dobrogea și Dolegatul, Basarabia iubită cu românii, înfrățită un buchet de flori de mai. Un buchet de flori de mai, și Ardealul și Banatul, Dobrogea și Dolegatul, Basarabia iubită cu românii, înfrățită un buchet de flori de mai. A românilor putere, pazi ceape și câmpii, a românilor moșii, asta-i mare noastră avere. Țara mea-i un colț de rai, un buchet de flori de mai, și Ardealul și Banatul, Dobrogea și Dolegatul, Basarabia iubită cu românii, înfrățită un buchet de flori de mai. Și Ardealul și Banatul, Dobrogea și Dolegatul, Basarabia iubită cu românii, înfrățită un buchet de flori de mai. Noi aici ne-am născut, țara noastră-i pământ sfânt, am primit din cer un dar, un sfânt, un sfânt hotar, să-l iubim până la mormânt. Țara mea-i un colț de rai, un buchet de flori de mai, și Ardealul și Banatul, Dobrogea și Dolegatul, Basarabia iubită cu
să punem în fapt străvechiul nostru vis. La 1 decembrie, mai bun, istoria privește noi și nația soare rând pe rând, dragi chipuri de români eroi. Să ne amintim mereu de ei, să-i prețuim că-și ne-a dat viață, mereu să căutăm în ei tăria, încredere, pomață. La 1 decembrie am auzit în suflet strigarea unui neam întreg, noi vrem să ne unim cu țara! Domnul primar, le-ați arestat? Da, ținește, domnul primar. În primul rând, Hristos a înălțat. Dragilor, pentru școală, acum fac o mărturisire, nu o declarație, nici o mărturisire, este, cred că, unul din momentele când m-a făcut mândru să fiu român. Și o declar fără nicio ezitare și fără nicio reținere. Dragi cedești părinți, stimate domnule director, dragi copii, stimate cadre didactice, domnule colonel, stimați concetățeni, suntem la momentul celei de-a doua mari sărbători și prima considerând învierea Domnului, când venim aici la acest loc, acest loc sfânt pentru noi și dacă noaptea din viere depunem o coroană de fum, o lumânare, astăzi a fost momentul să venim cu prinosul de recunoștință și cu coroanele și cu ofranda noastră către cei care și-au adus aportul pentru libertatea și condițiile pentru care noi astăzi trăim fericiți.
nu pot să spun decât glorie eroilor neamului românesc, oriunde ar fi ei căzuți, că se numește România, că se numește Rusia, că se numește Ungaria și așa mai departe, pentru că este știut că eroii neamului românesc au căzut pe mai multe meleaguri și nu numai aici la noi. După cum vedeți, noi venim la căpătâiul celor căzuți din alte zone ale țării și care sunt înmormântați la noi, iar osemintele oamenilor noștri, cei care au fost pomeniți de cuvioșii noștri părinți, sunt albesc alte teritorii. Dumnezeu să-i odihnească, să le fie țărâna ușoară, iar pomenirea pe care o facem an de an cu atâta asistență, să intre în obiceiurile comunei noastre ca un eveniment fericit și magnific, aș putea să spun. Vă mulțumesc tuturor pentru pregătire, atât în primul rând școlii și bisericii și tuturor celor care și-au adus contribuția pentru ca momentul de astăzi să fie unul extrem de reușit. Vă mulțumim! Hristos a înălțat! Domnule primar, domnule viceprimar, domnul colonel, stimate cadre didactice, iubiți copii, să știți că mi-ați intrat la inimă, mărturisesc ca asemenea domnului primar că ne-ați făcut mândri că suntem români, că suntem aici la mănăstirea Cașin. Și iubiții mei, înălțarea Domnului a fost rânduită ca și pomenire a eroilor de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, tocmai pentru că în această zi, atunci când Mântuitorul Iisus Hristos se înalță la cer, odată cu El să se înalță și sufletele celor care și-au vărsat sângele și și-au dat viața pentru ceea ce avem noi mai scump ca români. Ostași și eroi au fost dintotdeauna, nu numai cei pe care avem noi tendința să-i omagiem sau cei pe care i-am citit cu numele. Sunt foarte mulți neștiuți cu numele dintre cei care au căzut pe toate câmpurile de luptă, nu numai cele din țară, amintea domnul primar de Munții Tatra sau din Rusia, au murit și în Spania, au murit și în alte locuri, acolo unde își dorm somnul de veci. Noi avem datoria sfânt jertfei lor. Suntem mândri de cei care, iată, puțin câte puțin învață istoria, o istorie oarecum schimbată de ceea ce am învățat generația noastră. O generație stâlcită, o istorie trunchiată, o istorie făcută tocmai pentru a servi interesele venite dinspre răsărit. Sigur, nu vreau să lungesc deja spiritele se încin. Suntem datori să le cinstim eroi. Mulțumim celor care de la școală s-au ostenit ca să le prezinte un așa frumos program artistic și dacă, domnul colonel, două vorbe, sunteți, avem un reprezentant al celor care au apărat țara, fiul satului, și n-avem cum să scăpăm ocazia, să ratăm ocazia ca să ne împărtășească câteva cuvinte. Vă rog. Mulțumesc. Din partea Asociației Naționale Cultul Eroilor, filiala județeană Bacău, am avut onoarea să depun o coroană omagială. Vă transmitem creștinescul Hristos s-a înălțat și felicitări pentru autoritățile locale, domnului primar, conducerii școlilor, profesorilor, învățătorilor, educatorilor, copiilor, elevilor, copiilor acestora minunați, acești mici artiști și nu în ultimul rând părinților, dumneavoastră, cei care îi susțineți și îi sprijiniți, îi învățați dragostea de țară, îi învățați să fie mândri că s-au născut pe locurile astea, hărăzite de cel de sus, cu frumuseți naturale, istorie și spiritualitate ortodoxă. Din partea asociației noastre, ne-am implicat la organizarea la nivel național a ceremonialelor militare religioase, începând cu 2016. Și pentru că ne-a încercat un pic ploaia,
Vreau să vă spun că prima manifestare a fost la Poiana Sărată, pe 7-8 octombrie 2016. Au fost două zile de ploaie continuă și ca o emoție, impresie personală, am fost marcat că în condițiile acelea de vitregie, vicisitudine, nimeni nu se dădea plecat. Deci lumea a fost în așteptarea acestei pomeniri la 100 de ani, ca să spunem așa, a celor care își dorm somnul în glia străbună. Pentru că sunt fiul al comunei, simt ca o datorie înființarea în comuna noastră a unei subfiliale locale Cultul Eroilor. Suntem singura comună, din păcate, care nu și-a sărbat eroii. Deci, începând cu Poiana Sărată, toate localitățile până la Mărășești au făcut ceremoniale militare și trebuie să facem tot posibilul să organizăm și noi așa ceva. Este memorabil. La 100 de ani, acești eroi care își dorm somnul în glia comunei merită prinosul nostru de recunoștință. Așa cum spunea și domnul primar, sunt oameni, oameni ai țării din diverse locuri care și-au odihnă aici. Sunt cei din regimentul 37 Infanterie și cei din regimentul 8 Vânători de Munte. Așa cum spunea și părintele Miloiu, istoria noastră a fost o istorie de multe ori nedreaptă. De multe ori nu a scos în evidență prinosul de jertfă. În acest sens, din păcate, pentru istoriografia noastră, Cașinul, așa cum este cunoscută zona, este nedreptățită. Pe lângă Salba de Mari Victorii, Oituz, Mărăști, Mărășești, care a fost elogiată în istorie, se uită de tributul de sânge de pe măgura Cașin. Aici avem 18.000 de eroi căzuți. De ce credeți că istoriografia n-a pomenit despre măgura Cașin? Pentru că istoriografia noastră scotea în evidență, în mod patriotard, doar marile victorii. Aici, pe măgura Cașin, nu a fost lipsă de eroism. Din contra, aici, Imperiul Austro-Ungar și-a clădit din timp de pace o citadelă, o fortăreață naturală de pe vârful măgurii, cu piese de artilerie, toată valea Cașinului era sub tirul focului inamic. Din această cauză, măgura Cașin a rezistat până în ultima zi de luptă. Vă spun așa, trebuie să ne mândrim cu trei lucruri inedite. Noi, aceste locuri, avem trei lucruri inedite prin care ieșim în evidență. 1. Din punct de vedere geografic, măgura Cașin este punctul cel mai înaintat în inima României al fostului Imperiu Austro-Ungar. Deci dacă mă uitați pe hartă, măgura Cașin, cota 1165 de metri, este punctul de graniță, acolo a fost granița Imperiului Austro-Ungar, în inima României. Din această cauză, trupele austro-ungare au primit ordin, sub nicio formă nu cedează măgura. Împăratul Iosef, în momentul în care au fost alungați în prima campanie, în 1916, vă amintiți, în trei luni am ajuns și în trei săptămâni am venit înapoi, datorită insuficienței pregătiri armate române. Prin ajutorul misiunii generalului Bertelot în 1917 s-au schimbat lucrurile. Revin, în momentul în care în 1916 inamicul a părăsit creasta măgurii, a rămas în istorie că Ian Iosef a rostit următoarea frază rămasă celebră. Mi-am uitat pipa pe măgura Cașin, el fiind fumător de pipă. Din această cauză, măgura a rezistat până în ultima clipă. Vă spuneam de cele trei lucruri cu care suntem în evidență, ceva deosebit față de ceilalți. 1. Faptul că a fost punctul cel mai înaintat al Imperiului Austro-Ungar. 2. Măgura Cașin a fost locul unde au fost lupte, începând din 14-15 august 1916, când armata a trecut Carpații, și până pe data de 26 noiembrie, 9 decembrie pe calendar 9, 1917, când a fost ultima acțiune de luptă,
când împreună cu armata 8-a rusă pe pârâul rușilor, a fost singura cooperare bună, că în rest rușii le-au trădat în timpul primului război. Împreună cu ei pe flancul vestic am avut bucuria și satisfacția ca luptători că i-am alungat de pe creasta Măgurii. Iar acel tratat care s-a semnat, nu s-a semnat cu granița care au vrut-o inamicii. Și al treilea lucru despre care vă spuneam că suntem deosebiți, ceva deosebit și de suflet, aici în stânga, unde vedeți această cruce, este singurul și cel mai deosebit loc. Aici se află, aici se află odihna sub locotenentul Obreja, o persoană dragă reginei Maria, este singurul loc din țară pe epitaful crucii, pe epitaf scrie Regina Maria, care a vărsat o lacrimă în locul de odihnă. Din acest motiv, cei mai în vârstă știm de la bunicii noștri că Regina Maria venea noaptea de înviere la biserica Mănăstirii Cașinului, la biserica noastră. Tot ca amintire pentru jertfa din pe aceste locuri, în București există biserica Mănăstirea Cașin. Așa cum o spun bucureștenii, ei zic de Cașin. Știți că mulți când se vorbește de Mănăstirea Cașin și Cașin, zic generic Cașin, ne amestecă la o altă. Numai că bucureștenii pronunță Cașin. Cred că ați auzit de multe ori de asta. Eu vă mulțumesc încă o dată pentru tot ce ați făcut și dacă reușim să facem acea subfilială, să facem un ceremonial care să rămână în amintirea tuturor. Mulțumesc mult! Să trăiți!